povestea frumoasă a lui Pancinelo. Locuitorii din Uemic erau niște omuleți minci din lemn, ciopliți toți de un întâmplar pe nume Eli. Acesta își avea atelierul pe un de la cărui înălțime se vedea întreg satul. Fiecare omuleț era altfel. Unii aveau nasul mare, alții aveau ochi mari, unii erau înalți, alții erau scunzi, unii purtau pălărie, alții purtau costum. Însă două lucruri erau comune, toți erau făcuți de același tâmplar și trăiau în același sat. De dimineața până seara, zi de zi, omuleții făceau un singur lucru, lipeau etichete unul pe celălalt. Fiecare omuleț avea o cutie plină cu steluțe aurii și o cutie plină cu bulinuțe negre. Cât era ziua de lungă, îi vedeai pe străzile satului, lipind steluțe sau buline unul pe celălalt. Omuleții drăguți, din lemn, ustruiți și frumos vopsiți, întotdeauna primeau steluțe, dar aceia din lemn cizelat, cu vopseaua sărită, nu primeau decât buline. Tot steluțe primeau și cei talentați. Unii puteau ridica greutăți deasupra capului, alții puteau sări peste cutii în alte. Mai erau unii care știau cuvinte dificile, iar alții care cântau cântece frumoase. Acestora toată lumea le dădea steluțe aurie. Așa se face că unii omuleți aveau trupul plin de steluțe. Ori de câte ori primeau câte o steluță, se simțeau atât de bine încât își doreau să mai facă ceva ca să poată primi încă una. Alții însă nu știau să facă prea multe lucruri și aveau parte doar de buline. Pancinelo era unul dintre aceștia din urmă. Tot timpul încerca să sară cât mai sus ca alții, dar întotdeauna cădea la pământ, iar când ceilalți îl vedeau jos se adunau buluc în jurul său și lipeau buline pe el. De multe ori se mai și zgâria în cădere, lucru pentru care mai primea buline negre. Iar după aceea când încerca să le explice omuleților de ce căzuse, mereu spunea câte o neghiobie și toți se îngrămădeau să lipească și mai multe buline pe el. După un timp avea atât de multe încât nu mai voia să iasă pe stradă. Se temea că va face iar ceva în apoda. Cine știe, o să-și uite pălăria sau o să calce într-o baltă și imediat o să primească bulinuțe. Adevărul este că avea atât de multe buline încât ceilalți omuleți veneau și lipeau altele fără niciun motiv. Merită mulțimea asta de buline negre, își spuneau omuleții unii altora. Este clar că nu e bun de nimic. După un timp, Pancinelo a ajuns să creadă ce, ce se spunea despre el. Așa este, nu sunt bun de nimic, își spunea el. În rarele dăți, când ieșea din casă, stătea cu cei care erau ca el, cu multe buline, cu ei se simțea mai în largul lui. Într-o zi se întâlni cu un omuleț total diferit de ceilalți. Nu avea nici steluțe, nici buline. Era din lemn și atât. Era o fată pe nume Lucia. Să nu credeți că oamenii nu încercau să lipească etichete și pe ea. Încercau numai că nu rămâneau lipite, ci cădeau. Fiindcă nu avea nicio bulină, unii o admirau atât de mult încât se grăbeau să-i lipească o steluță, dar nici una nu stătea lipită. Alții însă o priveau cu dispreț, fiindcă nu avea nicio stea și atunci voiau să-i lipească o bulină, dar și aceasta cădea imediat. Că ea, ca ea vreau să fiu, îi trecu prin minte lui Pancinelo. Nu mai vreau să primesc etichete de la ceilalți. Așa că o întrebă pe Lucia cum se face că ea nu are nicio etichetă. Nu este mare lucru, îi răspunse ea. În fiecare zi mă duc să-l văd pe Eli. Pe Eli? Da, pe Eli, templarul. Îmi place să stau cu el în, în atelier. Dar de ce? Ce-ar fi să descoperi singur? Du-te la el sus pe deal. Și cu aceste cuvinte, Lucia se întoarce și plecă. Dar crezi că îi va face plăcere să mă vadă?" strigă el după ea. Însă Lucia nu mai auzi, așa că Pancinelo se întoarse acasă, se așeză la fereastra sa și început să se uite cum alergau omuleții de colo-colo, lipindu-și etichete unul pe celălalt. Dar nu este drept, își spuse el supărat și pe loc se hotărâre să se ducă la Eli. Se îndreptă spre deal și urcă pe cărarea strâmtă până ce a ajunse în vârf. Când intră în atelier, în atelier, în atelier făcu ochii mari de uimire. Toate obiectele erau uriașe, scaunul era cât de el uh, de înalt. Ca să vadă ce se afla pe bancul de lucru, trebuia să se ridice pe vârful. Ciocanul era lung cât brațul lui, înghițind sec și își zise, Eu aici nu rămân." Și se îndreptă spre ieșire. Dar chiar atunci își auzi numele, Pancinelo, tu ești?" Se auzi un glas pătrunzător. Cât mă bucur să te văd, Pancinelo, vină mai aproape, vreau să te văd mai bine." Pancinelo se întoarse încet și îl privi pe meșterul tâmplar, un bărbat înalt cu o barbă stufoasă. Știi cum mă cheamă?" îl întrebă uimit Pancinelo. Bineînțeles că știu, doar eu te-am creat." Eli se plecă, ridică de jos și îl așeză lângă el pe bancă. Hm, se pare că ai adunat ceva etichete." Nu am vrut, Eli, am încercat din răzputeri să fiu bun." Pancinelo, copilul meu, în fața mea nu este nevoie să te aperi, mie nu-mi pasă ce spun ceilalți despre tine." Chiar nu-ți pasă?" Nu, și nici ție nu ar trebui să-ți pese. Cine sunt ei să împarte etichete bune sau rele? Și ei sunt tot omuleți de lent ca tine. Nu contează ce gândesc ei, pancinelo. Contează doar ceea ce gândesc eu. Iar eu cred că ești o persoană tare deosebită. Pancinelo a început să râdă eu deosebit, de ce aș fi deosebit? Nu pot să merg repede, nu pot să sar, să, să, se ia vopseaua de pe mine. De ce aș însemna ceva pentru tine? Eli se uită la pancinelo, își puse mâna pe umărul lui micuț și spuse încet, fiindcă ești al meu, de aceea îmi simt foarte mult pentru mine. Nimeni niciodată nu mai privise astfel pe pancinelo și în plus, cel care îl privea astfel era chiar creatorul lui, nici nu mai avea cuvinte. În fiecare zi am sperat că vei veni la mine, continuă apoi Eli, am venit fiindcă m-am întâlnit cu cineva care nu avea niciun fel de etichete, răspunse Pancinelo. Știu, mi-a povestit despre tine, dar, ea de ce, dar de ea de ce nu se prind etichetele? Fiindcă a hotărât că este mai important ce gândesc eu despre ea decât ce gândesc alții. Etichetele se lipesc de tine doar dacă le lași. Cum adică? Etichetele se lipesc doar dacă le consideri importante, dar cu cât te încrezi mai mult în dragostea mea, cu atât mai puțin îți pață de etichetele pe care le pun ceilalți oameni. Înțelegi? Păi nu prea. Vei înțelege cu timpul. Acum ești încă plin de buline negre. Deocamdată îți va fi de ajuns să vii la mine în fiecare zi, iar eu îți voi aduce aminte cât de important ești pentru mine. El îl puse jos pe Pancinelo, în timp ce acesta se îndrepta spre ușă, Eli spuse, Nu uita, ești o persoană deosebită, fiindcă eu te-am creat, iar eu nu greșesc niciodată. Pancinelo nu se opri din dar gândi, cred că Eli chiar vorbește serios, poate are dreptate. Și chiar în clipa aceea a căzut de pe el o bulină. Povestea e plină de înțelepciune și te duce cu gândul la Creatorul nostru minunat. Așa că de multe ori ne vedem însemnați, uitând câtă frumusețe a pus Dumnezeu în noi, cât potențial și ce comori minunate sunt ascunse în noi, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Comara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Multe valori nu mai există sau sunt mai rare, dar promovându-le ele încep să se reînăscă, să iasă ca ghiocei din zăpada rece. Într-o lume rece, razele luminii și speranței fac să răsare multe valori, o nouă primăvară poate începe în orice inimă. Amin!